Salut, stimați prieteni! Avem studiul numărul 12 pentru astăzi, credincioși și în afaceri. Studiul de astăzi îl petrecem împreună cu Iacob Costaș. Iacob, te salut! Și eu te salut și vă salut pe toți! Și fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, ca în acest studiu să luăm hotărâri bune de astăzi înainte, dacă nu au fost bune și corecte până acum în viața noastră, în afacerile noastre, în treburile noastre, chiar și în afacerile noastre mici pe care le avem, în toate, cum ar trebui să fim noi, vom descoperi în această lecție. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oameni de rând. Aceasta spune Solomon la Proverbele. Și acesta este textul pe care se bazează studiul nostru. Urmând modelul, cum ar trebui să ne purtăm în toate problemele noastre de afaceri? Această lecțiune continuă tema religia creștină. Adesea noi când vorbim despre religie, parcă ni se pare că ea nu are nimic cu partea de afaceri. Afacerile sunt afaceri, dar religia e religie. Eu sâmbătă sunt credincios la adunare, sunt cu minte, dar în curs săptămâni fac afacerile cum mă duce capul. Deci această lecțiune dorește să ne spună că religia trebuie făcută ocupația esențială a vieții. Și deci, cum ar trebui să ne purtăm în toate problemele noastre de afaceri? În cazul de față, în lecțiunea spune despre afaceri, dar totuși, în toate problemele vieții, cum ar trebui să ne purtăm? Cuvântul Domnului ne cheamă să fim desăvârșiți. Da. Să fim corecți, cu alte cuvinte. După cum Tatăl Ceresc este corect. Aici trimiterea ne mai dă un exemplu că când Domnul a dat porunca lui Moise ca să construiască templul, i-a spus, vezi, fă-le cum îți este arătat în cer. Deci, cum trebuie să fim desăvârșiți? Cum este în cer? Așa trebuie să fim și noi în toate afacerile, în toate lucrurile care le avem în viața noastră de toate zilele. Acum apare o altă întrebare. E posibil? Păi e greu, poate, cu părere de rău, din cauza păcatelor, dar nu poate să fie imposibil ceva la Dumnezeu. Da, într-adevăr e posibil. Nota spune că prin Harul lui Hristos noi putem să facem totul ca într-adevăr să devenim desăvârșiți. De fapt, nu e posibil fără Hristos. Da, fără Hristos nu e posibil. Dar totuși planul de mântuire a prevăzut soluția de a deveni desăvârșiți. Și de ceea ce aceasta este cel mai important, că noi trebuie să înțelegem că religia ne cheamă să fim ceva oameni deosebiți, oameni care să reflecte viața, portarea în toate lucrurile cum se poartă în cer. Deci aceasta vreau să ne spun întrebarea asta. Da, frumos. M-a impresionat mult prima propoziție din notă. În toate lucrurile pe care creștinul pune mâna, tot ceea ce facem noi, tot ceea ce întreprindem noi, toate afacerile noastre, chiar și lucrurile noastre mici, în toate lucrurile trebuie să fie țesut gândul veșniciei. Gândul vieții veșnice. Eu trebuie să fac și bani, trebuie să am grijă de familie, trebuie să fac multe, dar să nu uit că trebuie să ajung și în cer și acolo ne va fi mai bine și nu poate, cum spunea Pavel, nu poate să fie puse alături lucrurile de aici cu viața viitoare. Și în orice noi trebuie să ne gândim. Să avem gândul. Oare nu mă încurc aceasta? Să avem gândul veșniciei. Da. Niciun lucru care ne apare în viață sau care suntem chemați să facem în viața de toate zilele, nu trebuie să ocupe gândul veșniciei. Gândul veșniciei trebuie să fie primul plan. Și în orice lucru care te întâmpla în viața ta, tu vei ține minte că nu ești chemat numai o ruptură de timp să trăiești în lumea aceasta. Dar ești chemat ca în ruptura aceasta de timp să te pregătești pentru viața viitoare. Da. Cum s-a purtat Iisus în lucrul din timpul vieții sale, înainte de a-și începe misiunea? Cel mai mult în imaginația noastră este că Domnul Hristos a predicat, a făcut minuni, ca un fiu de Dumnezeu, ca un predicator măreț al lumii, dar el până la aproximativ 30 de ani a fost un om care a lucrat împreună cu familia, ca toți oamenii.
Deci versetul biblic spune că el trăia și era plăcut în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Da. Deci nota spune că el niciodată n-a pierdut din vedere ca lucrurile de toate zile să-i ocupe timpul într-atâta să nu aibă parte și partea veșnică. Sigur. El întotdeauna își rezerva un timp oarecare ca să cânte, ca să se roage, ca să studieze, ca să pui întrebări, să mângâie pe cineva. Și aceasta, măcar că poate nu venise încă pe deplin timpul ca să își facă misiunea sa pentru care a venit, dar în perioada creșterii, tot aceea lucrare o făcea. Poate nu într-o măsură atât de mare. Da, da. Integritatea neoscelantă. Ce cântărește Dumnezeu în balanța cerului? O întrebare care directă la fiecare dintre bate noi. Bate la orice rădășină. Bate da, la inima noastră. Vedeți, când punem ceva pe cântar, noi ne gândim că cântărește numai ceea ce vedem. Și credem că și Dumnezeu tot cântărește ceea ce se vede. Dar mai mult ceea ce vedem noi ca oamenii. Da, da, ceea ce vedem noi, că Dumnezeu vede mult mai mult. Dar cuvântul Domnului ne spune că toate faptele noastre sunt puse pe cântar. Ce cuprinde în sine faptele noastre? Nota spune că Dumnezeu cântărește motivele, scopurile și caracterul. Poate să fie și o faptă bună. Da, dar dacă depinde scopul, de motivul. Motivul și scopul. Pe care o faci tu. Și aceasta poate să fie tot trecută de rău. Da. Dacă nu are motive bune și scopuri bune. Deci, mai departe, gândul nostru spune că nu există niciun motiv, vreun motiv adânc al inimii pe care Dumnezeu să nu-l știe. Interesant. Deci, de multe ori, chiar și pe mine singur m-am prins cu gândul. Că șezând, odihnindu-mă sau mergând la volan, îmi permit să gândesc. Și câteodată mă gândesc la lucrurile și pe urmă îmi zic, a dat tot deodată, nu le știe nimeni. Dar nota descoperă că nu-i niciun gând care te-ai gândit asupra lui în inima ta ca Dumnezeu să nu-l știe. Și plus la asta, nu numai că îl știe, dar și se fixează în cărțile cerului. Da. Și aceste lucruri vor juca rolul important la judecata ta. Dacă ne-am dat seama mai bine de acest lucru, păi, altfel, ar fi bine. Altfel ar fi viața noastră. Da, am mărturisit păcatele, am schimbat gândurile, am face ceva sforțări ca prin sângele Domnului să ne curățim. Alt control îmi pune asupra gândurilor noastre. Este, mai mult vorbilor este noastre. Un gând într-o notă, nu știu, în întrebarea asta sau în alta, este un gând că cel mai trist și mai dureros gând va fi când vei fi cântărit și găsit ușor. Când se va spune că tu nu meriți cerul și ți va spune din cauza unui gând necurat. Îți dai seama? Da. Ne dăm seama ce poate să ne rupă, să ne încurce de a căpăta viața veșnică. Un gând necurat. De aceea, nu în zadar, psalmistul David spune, cercetează-mă tu, Doamne, și vezi care este ținta mea. Că adesea poate nici eu nu înțeleg pe deplin spre ce tinde inima mea. Da. Bine, hai să mergem mai departe cu afacerile noastre. Cum dorește Dumnezeu să acționăm în toate afacerile noastre cu alții? Un gând foarte important este ca și când regula de aur. După cum dorești să se poarte cineva cu tine, așa poartă-te și tu cu ei. Și versetul de la Iov spune, de la Romani, îmi cer scuzare, nu întoarce nimănui rău pentru rău. Dar, într-adevăr, trăim într-o lume foarte destrăbălată, într-o lume plină de înșelăciune și amăgire. Fiecare se stăruie să înșele pe altcineva ca să-și completeze buzunarul lui. Dar chiar și cu aceștia, nu le dă după fapta lor. Arată că tu ești o persoană deosebită. Arată că tu ești o persoană care ai o altă țintă în viață. Ești o persoană care ești condusă
de un tată desăvârșit. Și tu tinzi ca să devii și tu săvârșit. Și prin aceasta vei câștiga și pe alții. Da. Ce promite Dumnezeu celor ce nu, ce sunt credincioși? Păi aici nu merge vorba, ești membru în biserică și gata, Dumnezeu ți-a promis totul. Dacă crezi în Dumnezeu. Dacă crezi, vezi cum se primește. Cel ce sunt într-adevăr credincioși. Vezi cum se primește că te gândești că dacă El mă înșală și eu nu-L voi înșala, cu ce rămân? Uh-huh. Am rămas... Și dacă așa, acolo mă înșală, dincolo mă înșală, dincolo caută să mă rupă de la mine, dar cuvântul Domnului spune, Dumnezeul meu se îngrijește de toate lucrurile mele. Uh-huh. Nu te îngriji tu, te în mâna Domnului și Domnul poartă de grijă. El din altă parte îți completează tot. Da. Numai fii cinstit. Cel mai principal lucru care îl caută Domnul în viața omului, ca omul să fie sincer cu sine însuși. În fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. Și atunci vei avea succes. Succesul nu depinde cum vei proceda numai, că dacă îl vei înșela și tu pe altul, sau dacă te-ai purta altfel, sau ai fi mai înțelepți ca alții. Succesul depinde de relația ta între tine și Dumnezeu. Mm-hmm. Și după aceea cu aproapei tăi. Mergem mai departe pe tema afacerilor. Oamenii de afaceri creștini. Da. Te-au trece la creștini. Da. Ce au fost forțați vrăjmașii lui Daniel să admită referitor la lucrul său? Ce putem învăța din experiența sa? Deci, aici este o istorie. Mm-hmm. Daniel a fost un rob. Da. Dar fiindcă a fost sincer cu sine și cu Dumnezeu și cu aproapele, a devenit primul ministru în împărăția Babilonului. Uh-huh. Vrăjmașii lui au fost forțați să înțeleagă, să recunoască că el este cinstit. Uh-huh. Că el este mai bun ca ei. Că el este corect. Uh-huh. În toate lucrurile. Macar că poate este un rob, că nu este cetățean sau nu este născut din țara în care se afla, dar totuși el era sincer. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Daniel nu pur și simplu era numai un prim-ministru, dar era un rob al lui Dumnezeu. Uh-huh. El era un profet al lui Dumnezeu. Ce putem învăța din experiența lui Daniel? Să caute la noi și să nu găsească nimic. Da. Experiența lui Dumnezeu, asta lui Daniel, spune că noi putem fi oameni instruiți de Dumnezeu. Noi putem deveni oameni de afaceri, uh-huh, oameni sinceri și credincioși în toate lucrurile. Și viața aceasta va avea un rezultat, va avea un succes. Aceasta trebuie să înțelegem cel mai mult, pentru că, cu părere de rău, la noi, în ținuturile noastre, așa să spunem, din cauza corupției, din cauza nestabilității care este în țară, poate nu e atât de simplu să faci o afacere și să fii cinstit. Dar nu trebuie să ne deranjeze atât de mult aceasta totuși. Ar trebui să ne ocupe gândul că eu trebuie să fiu corect în ceea ce fac. Ce putem învăța de la Avram cu privire la modul în care să ne conducem afacerile? Avram nu avea 3 oi, 4 vaci și un cal. Da, avea afacere mare. Era un om bogat. Dar totuși, ce putem învăța și din această istorie? Aceasta tot este o istorie. Îndeosebi în casul de față, ni se pune istoria când el a avut nevoie de o bucățică de pământ. Uh-huh. Ca să-și îngroape mortul pe soția sa. Și nu a beneficiat de binefacerea copiilor sau împăratului acestei țări, uh-huh, care, la care a cerut. Măcar că erau gata să le-l dăie pe degeaba, uh-huh, dar totuși el a fost amabil. El a înțeles că relația între mine și ei trebuie să fie cea mai bună.
Și atunci a cântărit cât a costat pământul, le-a plătit și într-adevăr el a rămas un exemplu pentru toți. Și pentru noi exemplu este că să nu ne folosim de un caracter a unui om care este deschis să ne facă bine. Totuși, primind bunătatea cuiva, trebuie să avem o măsură. Uh-huh. Și să facem în așa ca omul acela să mai aibă dorințe, să aibă afaceri cu noi. Să nu gândească că, hai, data asta am făcut, dar mai mult nu vreau să am afaceri cu el. Uh-huh. Deci acesta este un caracter a unui creștin, un caracter care am început gândul, un caracter desăvârșit. Da. El trebuie să simtă și să vadă toate momentele care sunt necesare să le pună la evidență sau să le practice în viața de toate zilele. Ce exemplu ne-a dat nouă Iisus? De fapt, multe exemple ne-a dat El nouă. Da, în cazul de față. Dar aici, la această temă noastră. Să trăim în dragoste. Să ne iubim. După cum El ne-a iubit pe noi. Deci, noi dorim... Fiind El plin de dragoste, altceva nici nu putea să ne arăte. Noi ne place când cineva ne iubește. Și nouă ne place că Domnul Iisus ne iubește și ne-a iubit într-atâta și a dat viața pentru noi. Dar totuși suntem chemați să iubim după cum a iubit El. Uh-huh. Și deci aceasta este exemplul Domnului Iisus. Să fim iubitori, să fim amabili. Da. Să ne stăruim să facem fericiți și pe alții, nu numai pe noi. Da, să continuăm studiul, anume mai practic. Înșelând în afaceri, dați un exemplu de o persoană menționată în Biblie care a fost necinstită în practicile sale în afaceri. Deci aici merge vorba despre un vameș. Uh-huh. Este istoria unui om bogat, dar bogăția lui, după cum se vede, ni se dă de înțeles, măcar că el era un evreu, era un om care cunoștea pe Dumnezeu, a fost grămădită prin înșelăciune, prin cei ce nu-i merita lui, nu-i aparținea lui. Și deci acest om, nota spune că măcar că el făcea lucrurile acestea nicuvincioase, totuși undeva în fundul inimii era dragostea de Dumnezeu. Da. Și când Dumnezeu s-a atins de inima lui, el a spus, Doamne, tot dau înapoi, dar nu numai cât am luat, dar am pătrit dau înapoi. Nu mă doresc ca tu să fii cu mine, să intri în inima mea și să-mi dai posibilitatea să devin un om desăvârșit. Vedem, să facem legătură și cu următoarea întrebare. Ce a fost condus să facă? Ce l-a făcut dragostea aceasta lui Hristos? Ce a făcut din inima lui această dragoste? Să-și recunoască păcatul. Să-și recunoască păcatul și nu doar să-și recunoască. Dar și să-l... Să, adică să recupereze. Să recupereze, da. Pentru că... Cu părere de rău, și noi câteodată ne recunoaștem păcatul. Da, am greșit împotriva fratelui. Dar nu mă duc să-mi cer iertare, nu mă duc să scot la capăt, într-un fel, ceea ce am greșit. Cine a fost un om de afaceri necinstit și de ce? Aici merge vorba tot de istorie. Și nu pur și simplu merge vorba despre un om simplu, dar merge vorba despre un ucenic al lui Iisus, care a venit singur la Domnul Iisus și a spus că eu vreau să fiu cu tine. Eu cred că, o istorie specială în întreaga istorie a Pământului este Iuda Iscarioteanu, pentru că el a fost lângă Hristos, a fost lângă Fiul lui Dumnezeu atâta timp. A simțit căldura dragostei lui Iisus. Și inima sa nu a fost... Nu a fost înmuiată. Înmuiată, da. Aici merge vorba când Maria a venit și a varsat vasul cu un de lemn, atunci ea spune, cui a trebuit acea risipă? Mai degrabă vindeam și dădeam la săraci. Dar Pana Inspirată spune că chiar dacă se vindea, acești bani nu ajungeau la săraci. Cum mai înainte vorbeam, nu aceasta era motivația și scopul său. Da, motivația, să, da? Ținta. Era ca să vină lui în buzunar mai mult. Să aibă el posibilitatea cu ce să folosească. Să... Da. Da. Sfat practic. Ce sfat ne este dat cu privire la parteneriatul de afaceri cu cei necredincioși? Dacă să vorbim mai direct la zilele noastre, la afacerile care putem să le facem sau
Ar fi bine să le facem sau nu ar fi bine să le facem? Așa deci, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul inspirat ne spune clar și rămurit. Pot să margă doi oameni împreună neînțelegându-se între ei. Deci aici ni se dă de înțeles. Ce legătură putem să avem noi? Ce putem să avem comun cu acel care se stăruie să fie necinstit și cu acel care se stăruie să fie cinstit? De aceea la Corinteni se spune, nu vă înjugați. Da. Că nu veți putea rămâne cinstiți. Și îndeoseb ni se dă exemple că având o afacere cu unul necinstit sau cu unul necredincios, va veni într-un moment când a spune că, bă, ia uite, acum este ziua când putem să căpătăm mult mai mult. Și astăzi este ziua de săbat. Tu pierzi. Sau haideți să mergem în țara aceea, acolo putem să câștigăm mult mai mult. Dar ca să ajungem acolo, trebuie să călătorim și în sabat. Și sunt, nu numai aici, ai pus un exemplu sabatul, dar sunt multe momente unde cel care se stăruie să aibă un caracter desăvârșit, este pus la cumpănă să devină nedesăvârșit. Da. Să nu poată birui. Și prin aceasta, satana se stăruie să ne distrugă. De aceea, mai degrabă rămâi, cum spune contul Domnului, să mănânci o bucată de pâine uscată, decât să ai mai mult, dar să fii, să rămâi curat, să nu-i desăvârșit. Problema este în Dumnezeii cărora noi ne închinăm. Noi avem un Dumnezeu, dar acela care nu este într-o credință cu noi, care nu vrea să-L primească pe Dumnezeu, automat El are alt Dumnezeu. El nu ne înțelege pe noi. Și El nu poate să ne înțeleagă, pentru că cineva îl conduce pe om. Și dacă eu sunt condus de Dumnezeu, dar El nu este condus de același Dumnezeu, atunci nu poate să fie nu nimic putem să avem legătură. Multe lucruri comune. Da. Sunt multe locuri unde noi trebuie să procedăm altfel. Dar fiindcă că suntem parteneri, nu putem, trebuie să mergem împreună. Aici este vorba direct de principiile noastre. Pentru că poate nouă ne este ușor. Noi nu avem treabă cu afaceri mari de mulți bani. Dacă e treaba chiar și de 1000 de lei, am pierdut 1000 de lei când nu am mers în sabat sau când nu am făcut acolo. Dar sunt oameni cu mulți bani, afaceri mari. Dar înțelegând primele gânduri din primele întrebări, dacă în toate ar fi viața veșnică pe primul plan, atunci cred că acestea nu ar fi o problemă. Da. Pentru că sunt trecătoare de aici de pe pământ. Și la final, cum ar trebui să ne conducă afacerile știind că Iisus vine în curând? Ce parțial deja am vorbit. Deci cu atât mai mult, cunoscând timpul în care trăim, înțelegând ce se petrece în ceruri, înțelegând ce lucrare se face în rândurile poporului Dumnezeu, înainte de venirea Domnului, și văzând că El este gata să vină, adică înțelegând că lucrarea de cercetare a celor care a încheiat legământ cu Dumnezeu se ajunge la sfârșit, cu atât mai mult trebuie să ne stăruim să fim desăvârșiți. Și textul cheie spune că dacă vezi un om iscusit, într-adevăr el va găsi un loc de frunte. Un exemplu este Daniel. Da. Un exemplu este Daniel. Fiindcă el a căutat în toate lucrurile să cinstească pe Dumnezeu, cu atât mai mult a avut succes în viața de toate zilele. Da, da. Cu atât mai mult înțelegând noi că trăim în ultimele clipe a istoriei omenirii, cu atât mai mult trebuie să punem stăruință să practicăm religia pe care o avem, să practicăm credința, să ne stăruim să fim în pace cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Da, mulțumesc, Iacob, pentru acest studiu frumos care l-am avut împreună. Da, Domnul să fie la mulțumim dat. Lui Dumnezeu pentru că El încă ne mai cheamă la o viață mai bună. Prin Harul Său ne mai dă posibilitatea ca să avem o viață mai bună. Dragi prieteni, haideți să punem la încercare pe Dumnezeu și vom vedea. Vom sărăci sau vom duce lipsă sau familia noastră vă duce lipsă și cel mai mult să punem pe Dumnezeu la încercare, anume în experiența noastră de a ne pregăti pentru veșnicie. Și vom vedea
vom fi mai aproape de El sau ce se va întâmpla cu viețile noastre dacă noi vom pune principii înalte în afacerile noastre, în tot ceea ce întreprindem noi în viața noastră de zi cu zi. Să fim niște oameni creștini adevărați, curați, în tot ceea ce întreprindem noi. Este ușor de vorbit, poate nu este atât de ușor de practicat în lumea aceasta, dar, cum spuneam, prin harul lui Dumnezeu totul este posibil. Da. Încă o dată îți mulțumesc, Iacob. Domnul să fie laudat și să ne ajute ca într-adevăr să ne pregătim noi înșine și să fim un exemplu pentru alții. Da, să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Vă așteptăm la următorul studiu, la lecție numărul 13, care va fi ultima din trimestrul acesta, în acest ciclu, care l-am studiat cum să avem niște relații bune, relații de adevărați creștini. Acum vă spunem tuturor la revedere!